Salutare! Pentru că nu sunt pe canalele mele de YouTube sau pe paginile mele de Facebook, ar trebui să mă prezint. Sunt unul dintre editorii și editoarele de pe pagina Curaj TV și mai ales de pe blogul curaj.md sau curaj.tv. Mă numesc Oleg Brega, locuiesc la București, dar acum mă aflu de câteva zile la Timișoara, în orașul cel mai vestic din România, în care a început revolta populară acum 31 de ani, tot în luna decembrie, pe 16-17 decembrie. Se scanda aici, azi în Timișoara, mâine în toată țara. Au reușit să elibereze sau să ocupe cumva instituțiile statului din Timișoara, chiar dacă au intervenit securitatea, miliția ce mai era atunci, chiar și armata împotriva oamenilor și au fost mai mult de 100 de oameni măcelăriți, împușcați. Totuși, orașul a fost eliberat de către oameni cu mâinile goale și a fost proclamat oraș liber de dictatură și de comunism. Asta, repet, se întâmpla în decembrie 89, când eu eram în URSS, sunt născut acum 47 de ani în URSS și tinerețea, adolescența mea am trăit-o acolo, după care altă parte din tinerețe am petrecut-o la Chișinău, în România. Am venit abia în 95. Prima dată am făcut facultate la București, după aceea am masterat la Iași și iată de vreo 4 ani locuiesc la București, deci în total maxim 10 ani am trăit în România, din cei 31 cât s-au scurs de la Revoluție. Totuși, îndrăznesc să vă provoc să discutăm despre cine a tras în noi, sau hai să zicem în voi, cetățenii României de atunci, după 22 sau pe data de 22 sau chiar și până la 22. Am pus în titlu un slogan scandat atunci în toată România: cine a tras în noi la 22? Pentru că pe 21 Ceaușescu făcuse meeting în centrul capitalei și după care a văzut că poporul nu-l mai ascultă, a luat elicopterul și a încercat să fugă, după care a fost prins și a fost întemnițat câteva zile într-o unitate militară de la Târgoviște, după care i s-a simulat un proces și a fost executat, omorât împreună cu nevasta lui Elena Ceaușescu, tot într-o unitate militară de la Târgoviște și după care a fost dus la București și îngropat la cimitirul Ghencea. Și totuși, pe 22, Ceaușescu era deja arestat, ca să zic așa, de popor, armata era cu poporul, securitatea era cu poporul, dar cineva împușca, trăgea în oameni și se spunea la televizor sau pe străzi, era isterie, că de pe clădiri, din apartamente, trag teroriștii. Teroriști arabi, teroriști sovietici, tot felul de povești din astea, care nu s-au confirmat după aceea. Chiar recent, acum vreo 5 ani, în drumul taberei, pe lângă o unitate militară care aparținea și securității de altă dată, a fost înălțat un obelisc, un monument, o sculptură din marmură, se pare, pe care e inscripționat alb pe alb, în marmură, în piatră, e inscripționat că e dedicat eroilor antiteroriști. Deci și acum încă ni se mai spune povestea asta cu teroriștii, când nu a fost găsit niciun terorist. S-a constatat că, de fapt, revolta populară care pornise din Timișoara și după aceea s-a răspândit în toată țara, datorită Europei Libere, datorită oamenilor curajoși, acea revoltă populară a fost deturnată și că, de fapt, în noi, în voi, în propriul popor, a tras armata, securitatea, cei care după aceea au ajuns să facă afaceri sau politică. Haideți să vorbim despre asta. Dacă pot activa. Dacă pot activa să participați și voi în discuție cu mine, măcar câte unul, da, am activat, iată, în clipa asta. Dacă aveți ceva de spus,
Nu neapărat despre Revoluția Română, despre cine a tras în noi sau în voi și până atunci și după aceea, pentru că s-a mai întâmplat. Și acolo, în Republica Moldova, ne amintesc că înaintea Revoluției Twitter, în iarna sau primăvara de vreme 2009, a fost împușcat un tânăr în scara blocului. Și după care au ieșit revoltați, rudele lui, colegi de clasă, ceea ce părea foarte ciudat că până atunci eu eram pe baricade cu fratele meu, cu asociația Hyde Park, eram pe baricade și vedeam des cum se protestează și cât de greu se mobilizează oamenii să iasă, pentru că imediat venea poliția și acolo nu există jandarmerie, există doar carabinieri sau poliția de la scut. Și imediat te băga la pușcărie, chiar dacă ieșai cu o cârpă neagră pe stradă, chiar dacă nu scandai nimic, chiar dacă nu făceai nimic ce să se numească protest, tot una te luau pe sus. Chiar dacă din 2008 funcționa cea mai bună lege despre proteste din tot continentul european. Legea a fost adoptată, dar era încălcată cu nesimțire de către forțele de ordine și de către instanțele de judecată. La fel s-a întâmplat și aici dincoace, în România. Chiar acum, recent, când a început pandemia asta și când am fost închiși în casă, obligați să stăm doar la televizor și la bucătărie, ni s-a spus într-una din zile că poliția a neutralizat un bărbat în holul unui hotel care ar fi atacat oamenii sau poliția cu o farfecă și bărbatul era dezbrăcat. Nimeni n-a zis nimic. Na, dacă era periculos, trebuia neutralizat. Chiar dacă cumva unii mai raționali care înțeleg ce împuternicire are poliția, încercau să înțeleagă de ce a trebuit să fie omul împușcat, mortal, dacă el era doar cu o farfecă în mână, nu avea bombă și era dezbrăcat pușca, adică nu puteai să suspectezi că are bombe pe el sau ceva explozibil sau nu știu ce, adică ce pericol prezenta el că trebuia să fie împușcat. Și mai ieri, televiziunea cea mai detestată, dar cea mai populară, poate, dintre cele mai populare, televiziune de propagandă România TV, a dat niște imagini video despre felul cum a fost omorât, masacrat acel om. El era smintit, dus cu pluta, bolnav de cap, farfecă n-avea, a fost inventată și polițiștii nu doar că l-au împușcat, au golit pistolul în el, 8 cartușe, patroane, gloanțe au tras, sau 6 cât în cap în pistolul acela. Dar încă și l-au mai bătut cu bulanul după aceea pe scările hotelului, omul total inofensiv, deja lat, însângerat la pământ, și polițiștii încă continuau să-l bată. Sau ce s-a întâmplat tot în timp de pandemie, vă amintiți, la Țăndărei sau la Bolintin Vale, cu polițiști care băteau oameni total inofensivi, pașnici, civili, îi băteau de-i distrugeau. Pentru că erau romi, pentru că nu le plăcea mutra lor, pentru că erau sărați și știau sigur că nu o să se plângă, nu o să se adreseze în instanță. Deci s-a întâmplat și continuă să se întâmple și nimeni nu e pedepsit. Nici pentru abuzurile din aprilie 2009 nimeni nu a fost pedepsit, dar au fost arestați peste 1000 de oameni. Vreo câțiva au murit atunci pe loc, vreo câțiva au murit după aceea din urma maltratărilor, a torturilor și a relelor tratamente. Și nimeni nu a răspuns pentru asta, nici funcție politică, nici funcție milițienească, nici executant acolo, la fața locului. Polițist care a aplicat bulanul, pistolul sau cu ce au mai maltratat ei oameni. Și aici în România tot așa, nimeni nu răspunde dacă poartă epoleți. Așadar, și s-a schimbat puterea, acum un an, au preluat puterea, chiar dacă erau minoritari, Partidul Național Liberal și iată, acum o lună, au preluat puterea deja cu o coaliție majoritară, un partid progresist USR cu plus, un alt partid liberal PNL și încă cu un partid care aparține marii familii populare europene, UDMR. Și comportamentul poliției nu s-a schimbat nimic. Iată, chiar ieri, aseară, s-a întâmplat să fie scoasă din autobuz o femeie, e adevărat, o persoană transgen de culoare romă, ci că ar fi vorbit prea tare la telefon și ar fi chemat cineva poliția. Și tu apuci de păr, îi smulgi peruca, o trântești pe jos în felul ăsta. Sunt imagini video. Credeți că o să li se întâmple ceva? Mă tem că nu.
Și mă tem că e și vina noastră a cetățenilor că nu reacționăm și nu cerem politicienilor să adopte legi mai categorice, mai hotărâte de protejarea legilor a cetățenilor, a drepturilor omului. Și e vina noastră când ajungem în funcții de demnitate publică, în funcții elective, sau când ajungem avocați, procurori, judecători, tot nu prea insistăm să se respecte legea și să se respecte drepturile omului. Se pare că drepturile omului rămân pentru noi o chestie așa, despre care am auzit, generică, dar despre care nu știm mare lucru și nici nu vrem să știm mare lucru. Și în felul ăsta ni se încalcă, ni se ignoră nouă drepturile celor de alături și într-o bună zi ne putem trezi cu o nouă dictatură care o să vină, poate chiar datorită nouă, că o să-i votăm pe niște sclipitori de la aur, că o să-i votăm pe alții sclipitori de la, cum se numește, Noua Dreaptă, România Mare, sau o să le permitem unora de la PNL, PSD, eu știu, UDMR sau chiar de la USR Plus, o să le permitem derapaje antidemocratice de care e capabil orice partid, orice om, dacă nu există control, dacă nu există insistența cetățenilor din jur, a colegilor săi de partid, a membrilor din familia lor, nu există insistența să se țină de buchia legii, să respecte drepturile omului, să cunoască prevederile legale. Dacă vrea cineva să participe cu mine în discuție, țineți, vă rog, telefonul pe orizontală, cum îl țin și eu. Deci nu mă apelați așa, ci doar așa. Porniți rotirea automată a ecranului și în felul ăsta o să puteți participa. Apăsați pe cei doi omuleți din partea de jos a ecranului și o să puteți să intrați cu mine în direct să vă dați cu părerea. Dacă nu, măcar comentați. Aduceți-mi, eu știu, contraargumente sau informații noi despre care eu nu știu și nu le-am pomenit. Încercați să combateți tezele mele sau să le susțineți. Eu o să citesc comentariile voastre dacă nu vreți să intrați în direct să polemizăm. Să văd dacă reușesc să le văd pe toate. Puteți să scrieți și mesaje private, dar să precizați dacă sunt doar pentru mine sau de citit public. Da? Oleg Brega mă numesc. Pe Facebook mă găsiți cu numele ăsta. Sunt și cu două pagini verzi, pentru că încă mai sunt membru al Partidului Verde și am candidat cu verzi la ultimele două scrutine din România. I-am ales anume pentru doctrina verde europeană și pentru grijă pentru drepturile omului, pentru diversitate, pentru stat de drept, pentru supremație legii, funcționarea instituțiilor statului. Dar prefer să-mi scrieți aici pe profilul meu Oleg Brega și nici măcar nu mesaj privat pe pagina Curaj TV, pentru că acum nu pot să mă uit la toate aceste cutii poștale, ci doar la mesageria mea privată. Dacă aveți un mesaj, dar cel mai bine e să scrieți comentarii și atunci comentariul public, poate că o să-l citesc. Nu o să citesc nici saluturile, nici laudele, doar întrebările și comentariile. Nu se aude bine, trebuie să stau cu telefonul la ureche ca să te aud, zice Radu Tatiana Scorpan, și nu înțeleg de ce doar eu folosesc căștile și căștile au microfonul fix aici lângă gura mea și vorbesc destul de tare, chiar deseori mi se reproșează că răcnesc, dar s-ar putea să fie o problemă tehnică pentru că și căștile astea le folosesc de mult și s-ar putea să fie defecte și telefonul ăsta e vechișor, deci dacă o să confirme după aceea că era o problemă tehnică, va trebui să schimb aparatul, dar am un laptop în față și este la fel de chinuit. De ce? Nici nu prea fac astfel de intervenții în direct când sunt în deplasare și iată, repet, acum sunt la Timișoara, nu sunt la București, unde am un computer și tehnică mai bună. Îmi pare rău pentru asta, sper că nu e adevărat. Maria Marusic zice că de mult nu m-au văzut și vă roagă să comentați, eu rog și pe ea să comenteze despre abuzurile polițienești. I s-a întâmplat chiar ei mai ieri la Catedrala Metropolitană din Chișinău,
unde a încercat să intre la slujbă și nu putea pentru că e o rampă de acces demântuială care duce la o ușă încuiată și oricum e prea înclinată. Când a început să protesteze pe acest motiv, a venit niște persoane cu rochii lucrători ai bisericii și au agresat-o și pe ea și pe mine. După aceea, când a chemat poliția, poliția n-a făcut mare lucru ca să o apere pe ea și libertatea de exprimare și alte drepturi ale omului. Alexandru Sanioc zice, m-am conectat nu demult și nu prea înțeleg tema discuției despre abuzuri polițienești sau despre abuzurile armatei, care nu știu de ce și în Republica Moldova și în România se bucură de cea mai mare încredere în rândurile populației, alături de biserică, dar care armată în trecut, armata românească mai ales, a făcut atâtea ilegalități și pe exterior, pe fronturi, în războaie, dar chiar și acasă a fost folosită împotriva propriului popor de către dictatori. Și totuși armata continuă să se bucure de această mare încredere. Acum chiar prim-ministru interimar e șeful statului major, un general de armată, ceea ce merită comentat, mai ales că acest general de armată și-a cerut cumva formal scuze pentru abuzurile militarilor, dar după care a comis o lată. A scos dintr-un consiliu de consultare a societății civile, a scos o femeie, reprezentanta unui ONG care a fost votată pentru acel consiliu de peste 300 de alte ONG-uri, a scos-o fără explicații din acel consiliu și l-a băgat pe unul care n-a participat la concurs. Ca să vedeți cum se rezolvă într-o țară militarizată. Și apropo, mi se pare că e mult prea militarizată România. Aici, în Timișoara, nu prea văd polițiști pe stradă. Nici poliție locală, nici poliție națională, nici armată. Pe când la București, puzderie de polițiști locali, mai ales că există poliția locală în fiecare din cele 6 sectoare și poliția locală municipală, după aceea poliția națională și tot așa. În schimb, aici, am pedalat mai ieri, în jurul Timișoarei și prin interiorul Timișoarei și când mă întorcem pe malul Begăi, dinspre granița cu Serbia, este o pistă biciclistică, m-am trezit cu o mașină a poliției la spate, mașina poliției de frontieră, pe pista biciclistică de pe digul Begăi, să mă întrebe dacă n-am văzut refugiați. Chiar dacă aș fi văzut, nu i-aș fi dat pe mâna poliției române, pentru că am auzit cum vă bateți joc de refugiați. Undeva la IPJ Brașov, dacă nu greșesc, mai ieri am difuzat o astfel de informație. Deci despre asta e vorba. Presupun că aveți ce să spuneți și poate vreți să-mi încredințați părerile voastre. Serviciul e pornit, tehnic posibil, e posibil să intrați de pe telefon cu mine în direct, dar să-l țineți așa pe orizontală și apăsați pe cei doi omulezi din partea de jos a ecranului. Dacă nu vreți să intrați cu mine în direct, nici cu audio, nici cu video, măcar scrieți comentarii despre abuzuri polițienești și ale armatei. Cine a tras în noi până la și după 22? Ce părere ai despre ce se întâmplă în țară? Sergiu Crețu, în primul rând vreau să te întreb care țară? Eu am dublă cetățenie și pentru mine țară e și aici și dincolo de Prut. Am și aici și acolo procese de judecată în instanțe naționale și împotriva guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Particip și aici și acolo la alegeri, când ca independent, când cu unele partide. Pe site-ul Curaj TV publicăm clipuri, activism civic de pe ambele maluri de Prut. Și mă interesează și protestele din România și protestele de la Chișinău. Iată, azi am difuzat clipuri live transmise de colegul nostru, veteran și activist civic, Tudor Pânzari, de la protestul de la Chișinău. Dacă vrei un răspuns concret, întreabă-mă ceva concret. Dacă vrei să știi o părere generală despre ce se întâmplă în țară, e bine să știi că părerea mea e că lucrurile se mișcă spre bine. Da? Deci acum 31 de ani era dictatura aici în România, dincolo de Prut era Uniunea Sovietică, tot așa stat totalitar și ni se spunea că suntem cetățeni sovietici, în cel mai bun caz moldoveni și nici de cum nu români. Limba
așa numit moldovenească, era cu grafie chirilică, la televizor era un singur canal și acela în limba rusă. Deci lucrurile erau atunci foarte proaste și acum nu e bine, dar e mult mai bine decât ce se întâmpla acum 3 decenii. Cine a prins? Eu am 47 de ani, am prins acum 3 decenii multe lucruri. Unii dintre voi poate nici nu erați în plan să vă nașteți, pentru că știu că ne privesc mulți tineri, dar nu-i bai, internetul e plin de surse, de informații, unele mai credibile, altele mai neserioase. Citiți, documentați-vă și întrebați-mă ceva mai concret. Mă întreabă cineva dacă vreau să adopt un pisoi și presupun că e pisoiul pe care l-am salvat atunci când pedalam în jurul Timișoarei, pe lângă aeroport, în nordul orașului. Făceam selfie, beam apă, mă oprisem la un magazin de mașini, că nu m-am oprit eu să cumpăr mașini acolo, dar m-am oprit în parcarea lor acolo și aud un zgomot ceva la spatele meu. Când m-am întors, am văzut, se zbătea pe mijlocul carosabilului o pisică. Părea din aia sălbatică, culoarea tărcată de tigru. Totuși m-am apropiat, eram cu mănuși, am apucat-o de după cap și de spate sau de coadă și am scos-o de pe carosabil după ce m-am asigurat că șoferii mă văd și nu mă zdrobesc și pe mine ca pe acel animal. L-am scos de pe carosabil și aveam impresia că va muri sub ochii mei, după care am mai stat puțin cu animalul și am văzut că își revine, că se mișcă încet și atunci am căutat grupuri de salvat animale. Am scris un mesaj acolo, am pus poze cu locație și nu mă așteptam. M-am asigurat că pisoiul a intrat în șanț ca să nu poată ieși din nou pe carosabil, pentru că se mișca clătinat și încerca să se miște, deci era clar că nu era fracturat foarte tare. Și am plecat. Când am ajuns la câțiva kilometri pe la Dumbrăvița, primesc mesaje. Unde ești? Unde e pisoiul? Motanul, pisica, că am ajuns aici. Deci două femei deja au sărit, au ajuns cu mașina acolo și le-am ajutat prin videoconferință să-l găsească, să o găsească, nu știam atunci că e băiețel. Când au ajuns la veterinar, au constatat că e un pisoi, un motan. Nu era sălbatic, dar nici nu era foarte în vârstă, ci că e de vreun an și îl tratează. Și acum fetele fac glume cu mine, îmi trimit poze cu el și mă întreabă dacă nu vreau să-l adopt. Nu-mi permit, nu am casă, nu am destui bani ca să întrețin un animal și de aceea nu cred că pot să mă ocup de el. De aceea am apelat și la acei oameni, la acel grup de 8.000 de oameni iubitori de animale din Timiș, din județul Timiș, pentru că eu eram pe bicicletă cu rucsacul mic, nici nu mă puteam ocupa de acel pisoi atunci, în momentul acela. Totuși mă bucur că am putut să-l ajut să supraviețuiască și sper că va supraviețui și că va ajunge pe mâini bune. De aceea am o admirație specială și un respect pentru oamenii care înfiază și salvează animalele. Deloc respect pentru acei care abandonează animale sau care sunt atât de ipocriți încât țin animale de casă, dar mănâncă cu nesimțire tot animale de casă, domestice sau din cele sălbatice de vânat, iar eu, să știți, de 4 ani sunt vegan. Mai sunt aici comentarii și o să le citesc. Democrația câștigată cu greu în 89 e în pericol. Vedem în ziua de azi cum culmea. Mulți oameni plâng după dictatorul Ceaușescu și vorbesc cu tot felul de fabulații și teorii ale conspirației, că masonii, că oculta mondială vor să ne distrugă ca națiune și credință, mai mult chiar și tinerii și alte categorii de persoane educate văd în democrație și în reguli o dictatură care în viziunea lor trebuie înlocuită cu un sistem de forță care să-i pună la punct pe ăștia democrați cu regulile lor stupide, gen mască sau stare de urgență și stat în casă. Stai să văd cum se numește omul, că e lung. Daniel Radu scrie așa ceva. E un paradox aici. Mulți oameni sunt atât de supărați pe democrație și sărăcie încât votează cu aur sau orice
partid care promite executarea corupților și a hoților. Deci, în concluzie, mulți oameni își doresc și plâng după acea ordine și disciplină de pe timpul comunismului și în România și în Republica Moldova. Eu am stat zilele astea și m-am documentat, am privit mai multe materiale despre mișcarea legionară, pentru că mi-am dat seama că mult clamata, mult hulita dictatură comunistă nu venise pe loc gol în România, ci venise după dictatura generalului Antonescu și a mișcării legionare, sau după dictatura regelui Carol al doilea. România nu prea a avut exercițiu de democrație, da? Sau cu doar câteva decenii mai devreme aveam sclavie și șerbie. Abia Alexandru Ioan Cuza, pe la mijlocul secolului XIX, venise să introducă educația obligatorie și gratuită de 4 clase. Deci vă dați seama câtă lume era analfabetă în țările românești. Și când ești analfabet, ești și antisemit, ești și xenofob, ești și homofob, dacă vine vorba. Și căutând așa despre mișcarea legionară să mă documentez, am întâlnit niște emisiuni la un post de radio, un post de televiziune regional, acum în pandemie, în care niște oameni respectați, considerați respectați, profesori, istoricieni, autori de cărți, deci scriitori, justifică și încearcă să reabiliteze mișcarea legionară și chiar neagă Holocaustul, ceea ce e penal în România. De 5 ani, se pare, există o lege în România care pedepsește negarea Holocaustului. Asta a fost cercetat atât de bine și atât de mult, încât a fost pus în lege că nu mai poate fi contestat Holocaustul. Na, că poți să te îndoiești că au murit atâtea zeci de mii sau sute de mii, că acela sau celălalt a fost executat sau nu, că poți să mai pui întrebări, chestii, dar să te îndoiești că ar fi existat Holocaustul, asta e crimă. Iar moderatorul emisiunii și oaspetele lui, academician, zic că n-ar fi fost Holocaustul, ceea ce e greșit. Și iată, nu sunt oameni proști care cred că Pământul e plat, dar sunt moderator de emisiune și un oaspete om de știință. Mihai Brega întreabă cum să nu ai casă. Cum nu are casă mare parte de lumea civilizată? Pot să zic că am casa părintească la mine în sat, la Pepenică. Dacă ești Brega, s-ar putea să fii de-al nostru de acolo. Sunt Brega la Sângerei, sunt Brega la Briceni. Am casa părintească la mine în sat, la Pepeni. Acolo mă duc dacă nu mai am unde să trăiesc. Dar deocamdată, iată-mă, după cum vezi, am casă la Timișoara, locuința unde stau de câteva săptămâni, am casă la București, locuința în care trag de câțiva ani, am la cine trage la Chișinău și tot așa. Dar casa mea nu am și n-am nevoie. Așadar, dacă vrea cineva să participe cu mine în discuție, să intre de pe telefonul mobil, să comentăm despre cine a tras în noi până la și după 22, pe partea dreaptă sau pe malul stâng al prutului, putem comenta și cine a tras în noi la Nistru, în 92, ca să iasă rima. Dar dacă nu și văd că interesul scade, e foarte posibil că sunetul e atât de prost încât oamenii au preferat să evite discuția cu mine și de aceea probabil va trebui să închid și eu monologul. Sau pot să zic că e o discuție cu voi, cei și cele care mi-ați scris comentarii. Că iată m-a apucat și sughițul. Azi erau supărați unii de la Chișinău că de ce protestatarii care au venit cu tractoare, cu utilaje agricole,
Deci au tras, unul dintre ei a tras o brazdă pe gazonul de lângă Arcul de Triunf din fața guvernului, din fața Catedralei Metropolitane de la Chișinău. Ghici de ce? În semn de protest. Pentru că nu le atrageți atenție, pentru că de atâta timp le ignorați protestul și la Parlament și la Guvern. De ce a urcat cu tractorul pe scările Parlamentului? De ce a tras azi o brazdă în Piața Mare a Adunării Naționale? Pentru că îi ignorați. Așa se protestează. Da, e un fel de vandalizare. Puteți să-l amendați, aveți temei legal, dar nu mai săriți atât de fripți cum ați sărit fripți atunci, în aprilie 2009, cu a dat foc la președinție și la Parlament. Dar de toate clădirile de stat, niciuna nu merita tortura pe care au aplicat-o polițiștii și civili protestatarilor. Așa vandali cum erau ei, huligani, tortura ei interzisă absolut. Deci dacă libertatea de exprimare și dreptul la întrunire sunt drepturi condiționate, nu ai voie să încalci drepturile altora, nu ai voie să vandalizezi tot așa, tortura e interzisă absolut, e un drept absolut, ca și dreptul la viață. Articolul 1, 2 și 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Am dreptul la viață absolut și în toată Europa e abolită pedeapsa cu moartea, de exemplu, și tot așa, cu niciun motiv, cu niciun pretext, nu pot fi torturat de nimeni. Așadar, dacă oamenii ce au dat foc, erau teroriști, ucigași în serie, violatori de bunică și de verișor, omul nu trebuie să fie torturat de nimeni. E interzis de lege să torturezi. Nici dacă vrei să obții informații de la el, nici dacă vrei să se scuze, să se pună în genunchi, nu-i voie. Se pedepsește penal. Mai ales dacă ești polițist, gardian de închisoare, dacă ești angajat MIAI, iată, eu pe 8 aprilie 2009 am fost agresat de angajați de poliție și chiar de un civil, un adiutant al viceministrului de interne, care nu avea grad militar, nu era polițist, unul poreclit vitas, lungul blond, cu plete lungi, care apărea în multe poze, surprins ziua. Pe mine m-au bătut noaptea. Și nu-mi amintesc să mă fi bătut anume el, dar ceata care îl ascultau pe el m-au agresat și m-au depozitat de camerele video, una mică de buzunar a Hyde Parkului și alta mai mărișoară, semiprofesionistă, a televiziunii online la care lucram, Jurnal TV, după aceea a ajuns televiziune comercială de opoziție. Și nimeni nu a fost pedepsit dintre cei care, doi au fost identificați, acela blondul, Vitalie Burlacu și cu Agarici, Nicolae Agarici, parcă, polițist de la Scut. Și nici ceilalți care puteau fi identificați dacă ar fi făcut eforturi suficiente procuratura, nimeni nu a fost pedepsit. Și nici șefii lor care au coordonat operațiunea și au făcut posibilă maltratarea mea, jurnalist, a protestatarilor, pașnici sau violenți, indiferent, dar pe 8 aprilie deja nimeni nu mai era violent pentru că era clar că n-a fost bine. Deci cine a tras în noi? În mine nu s-a tras. Nu mi-amintesc să fi tras vreodată cineva. Nici la război din 92 n-am fost, chiar dacă deja împlinisem vârsta armatei. Am făcut tot efortul posibil ca să fac serviciu de alternativă și să evit armata, așa cum e posibil în Republica Moldova, unde încă mai există armata obligatorie. E posibil să faci serviciul civil, pe motive pacifiste, cum am făcut eu, sau pe motive religioase, dacă ești martor al lui Jehova. În adolescență mi-amintesc că odată am văzut polițiștii cum trăgeau un foc în aer pentru că erau împresurați de niște huligani care ieșeau de la club și încercau să îi bată. Atunci m-am speriat tare pentru că am auzit prima dată împușcătură, după care am făcut la cursuri pregătitoare vreo 2 sau 3 săptămâni și am tras chiar eu din arma Kalashnikov pe poligon la bălți. Am aruncat și grenade tot din astea de instrucție care aveau gaură și vă dați seama că nu explodau, ci făceau doar zgomot. Și am auzit împușcături atunci în aprilie 2009, dar care erau grenade din astea de speriat. Da, după aia pe 7 spre 8 aprilie noaptea, tot cameraman fiind,
Am ieșit de la casa presei pentru că am auzit împușcături și țipete și am alergat. Am crezut că e moarte de om, dar gloanțele cele nu cred că erau adevărate. Mai degrabă, oamenii au murit de la loviturile aplicate de polițiști, dar se auzeau împușcături. Și m-am speriat că se trage cu arme, cu muniție de foc. Dar cred că erau fie gloanțe de cauciuc, fie trăgeau în aer. Totuși, oamenii au murit de la bătăi aplicate de către polițiști și civili. Cine nu crede să citească istorie de Neagot Juvara, scrie că au fost exterminați 150.000 de evrei, zice Liviu Vacarciuc despre Holocaust. Da, tot pe Neagot Juvara l-am privit aseară și despre mișcarea legionară, pe care o simpatiza când era adolescent și după care a regretat mult timp. Și mulți alți intelectuali au simpatizat la început mișcarea legionară, după care au regretat când au văzut că e fascistă, nazistă, e periculoasă, e nedemocratică. Maria mă asigură că mă privește împreună cu Alina și mă roagă să nu închid. Dar, Maria, intrați, cum v-am sfătuit, intrați și voi în discuție și haideți să discutăm despre abuzurile polițienești, despre cine a tras în noi și în voi, până la și după 22. Că altfel eu singur nu pot să vorbesc mult. Iată, se termină comentariile și eu am spus poezie ce am avut de spus, după care o să închid. Limba rusă a devenit obligatorie în instituțiile publice din Republica Moldova. Funcționarii publici trebuie să răspundă în limba rusă dacă omul o cere. Asta înseamnă că Republica de lângă Moldova e un stat în care rușii și rusofilii reprezintă mare parte din populație. Nu vă mai dați de ceasul morții, pentru că legea despre funcționare limbilor din 1989-31 august, da, deci până la Revoluție și până să dispară Uniunea Sovietică, legea care a proclamat limba moldovenească cu grafie latină ca limbă de stat în Republica Sovietică Moldova, legea ce era valabilă până mai ieri. Și acea lege prevedea un statut special pentru limba rusă ca limbă de comunicare interietnică. Și acest statut îl are limba rusă și prin articolul 13 din Constituția Republicii Moldova, votată în 94. Deci nu vă mai lamentați pentru că asta e starea de lucruri, de fapt, în Republica Moldova. Ba mai mult, Consiliul pentru Egalitate, un fel de CNCD moldovenesc, a dat câștig de cauză unor cetățeni de limbă rusă, care s-au plâns că primesc răspunsuri în română pe și acel Consiliu pentru Egalitate a constatat că acestea sunt forme de discriminare pe motive, pe criterii lingvistice. Deci nu e mare lucru ce s-a întâmplat acum în Parlament. Asta e situația în Republica Moldova. Drepturile pentru oamenii săraci nu sunt respectate și legile sunt tot pentru ei ca să-i limiteze, zice Rodica Untilă. Da, totuși să admitem că și oamenii bogați, iată, aici în România a fost condamnat și un prinț. Mai ieri protestau avocații pentru că un coleg al lor de Breaslav a fost condamnat. Deci legile aici în România sunt și pentru oamenii bogați. Sau în Republica Moldova a stat după gratii Vlad Filat și ar fi stat și Ilan Șor, cel care l-a denunțat, milionar sau miliardar, dar a fugit din țară. A stat în schimb alt milionar, Platon. Înțeleg că au fost procesele cam trucate și într-un caz și în altul, dar e cert că și unul și altul ar avea pentru ce să revină la pușcărie. Viorica Chițanu vă imploră și ea să mă susțineți și să comentați. Eu vă propun să dați și like, share la această transmisiune live sau eventual la înregistrările pe care o să le vedeți pe YouTube. Totalitarismul, zice Daniel Radu, a rămas prezent în gena oamenilor din estul Europei și se poate reactiva oricând prin alegerea unor partide de forță care să facă dreptate în democrație asta plină de sărăcie și hoți, zic ei.
Se vede asta nu numai în România, dar și din apucăturile unor țări ca Ungaria și Polonia. Da, și în Ungaria și Polonia se mizează mult pe naționalism, pe ultrapatriotism, pe habotnicie religioasă. În Ungaria și Polonia e vorba de catolicism sau protestantism, la noi e ortodoxie sau tot felul de forme de creștinism evanghelic, protestant, de tot felul. În alte țări e vorba de religie musulmană, dar deseori abuzurile se fac în numele Domnului. În Coreea de Nord sau în China se face și în numele statului, pentru că acolo sunt state comuniste, atee. Deci nici ateismul nu te vaccinează de extremism. Sașa Croitoru, te urmăresc de ceva timp, dar întrebarea este de ce nu intri tu într-un partid sau să faci tu partid tot ce se leagă de drepturile omului, căci ai ani de zile de când lupți cu corupția și propaganda rusească, etc. Sașa Croitoru, am spus de mai multe ori și pot să repet, în Republica Moldova e foarte dificil, aproape imposibil să înregistrezi cinstit un partid nou. Acolo îți trebuie 4.000 de semnături din 21 de raioane adunate timp de o lună, deci îți dai seama ce resurse umane și câți bani îți trebuie ca să faci chestia asta. Și nu mă apuc. Chiar dacă la alegerile din 14, când am candidat prima dată, independent, am avut 14.000 65 de voturi, ceea ce înseamnă vot enorm, mai ales m-au votat moldovenii din diaspora. Dar după aceea m-am aliat cu diverse partide, mai ales imaculate sau nu foarte compromise, da? Cu partidul Vasile Costiu când am candidat la primăria Capitalei, iar dincoace de Prut m-am aliat cu Partidul Verde. Care îmi place, v-am zis, îmi place doctrina. Dincoace de Prut e ușor să faci alt partid, dar nu văd o altă doctrină pe care mi-aș axa noul partid. Da? Trei oameni, cu frații mei, cu Ileana, cu cine vreau pot să fac un partid. Dar e foarte greu după aceea să te înregistrezi în cursa electorală, pentru că îți trebuie mii, zeci de mii de semnături. Încă bine că aici deja s-a permis colectarea de semnături online, ceea ce încă nu e posibil în Republica Moldova. Așadar, nu obții mare lucru cu un partid nou, dar iată, după cum vezi, nu am fobie de partide și m-am aliat. Chiar și în Republica Moldova am încercat să candidez cu blocul acum la alegerile din 18, se pare, când erau pe circunscripții unii nominale și m-au luat în calcul și pentru circunscripția diaspora unde am vrut eu să candidez și chiar pentru circunscripția de la mine la Sângerei, ci că am fost în competiție internă cu Oazu Nantoi și l-au considerat pe el mai bun. Deci era posibil o colaborare cu ei și încă e o posibilă o colaborare la eventuale alegeri anticipate, chiar dacă mă tem că blocul acum nu va mai fi refăcut. Dar cu toată diferența ideologică între mine, un liberal, un verde ca doctrină, un poate activist de stânga, cu un partid de dreapta cum este PAS. Mai puțin probabil să vreau să colaborez cu platforma, da? Cel mai probabil nici ei nu mă vor, dar dacă se va face o coaliție nu foarte toxică, nu foarte naționalistă, aș accepta să particip, nu știu, ca ONG-ist, ca formator de opinie, ca politician independent, să particip alături de ei sau cu Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova. Deci am totul în viitor. Nu exclud să mă aliniez, să mă asociez cu Remus Cernea aici în România, care are de gând să facă un partid cu adevărat ecologist, cum zice el, și de drepturile omului. Observ că e o mare problemă aici cu Partidul Verde, cu Partidul Ecologist, care sunt separate și anume de la asta a apărut mai ieri interesul meu pentru mișcare legionară, pentru că un coleg de-al nostru de la Alba sau de la Sebeș ar fi zis ceva într-o emisiune radiofonică care se transmitea și pe internet, că nu au mai fost atât de răi și nu mai demonizați mișcarea legionară.
că a fost de fapt propagandă sovietică și au încercat să o compromită și că Antonescu e de vină și tot așa. Și am zis, stați voi, fraților, păi, ori suntem verzi, verzi, ori suntem verzi legionari, dar diferența e mare, nu doar de nuanță, nu e așa. Cineva mă sună, Igor Fediuș, nu pot să vorbesc cu tine. Dacă vrea cineva să participe cu mine în discuție și am văzut că a încercat aici o persoană, deci a apăsat acele două mutrișoare în partea de jos a ecranului și a încercat să intre cu mine în discuție, dar nu știu de ce a refuzat după aceea, s-a speriat. Totuși, tehnic, să știți că e posibil. Acum am constatat că de pe telefonul mobil, când intru în direct pe pagini, nu pe profilul meu, atunci e posibil să intre oamenii cu mine în direct. Și ar fi bine măcar de probă să intrați. Dar au făcut alți colegi de-ai mei de probă în trecut și a funcționat. Adică o persoană poate să fie cu mine în direct mult și bine. Dar n-aș vrea să plictisim oamenii. Cât avem de spus, atâta spunem, după care închidem și le permitem oamenilor să se uite, să comenteze în altă parte. Maria zice că vrea să intre cu mine în direct, dar Maria nu trebuie să mă suni, trebuie să apeși pe cele două mutrișoare, cele două chipuri din partea de jos a ecranului, da? De pe telefonul mobil, numai despre, de pe mobil, poate și de pe tabletă, dar nu de pe laptop, nu de pe computer. De pe telefonul mobil, din partea de jos a ecranului, apăsați pe cele două mutrișoare, sunt două portrete de oameni alăturate, apăsați pe el. Și eu o să primesc o notificare că vreți să participați în discuție, vă dau acceptare, după care și voi trebuie să acceptați a doua oară ca să intrați cu mine în direct. De fapt, Mașa, dacă vrei și te văd online, aș putea să te invit eu, că am și așa instrument să vă invit direct. Totuși, nu o văd. A, ba da, o văd pe Maria Marusic, dar nu pot să o invit. Înseamnă că ea nu mă privește de pe telefon. Maria, ca să te invit, trebuie să mă privești de pe telefon, nu de pe tabletă. De pe tabletă nu pot să particip, înseamnă că. Sau ai vreun computer, trebuie să fii pe telefonul mobil. Când apari pe telefonul mobil, atunci mi-apar și pe lista asta pe care pot să invit oamenii cu mine în discuție. Sau deja pot să zic cu noi, pentru că n-am fost singur și mulțumesc celor care ați scris comentarii. Da, uite, Maria a înțeles sfaturile și a făcut cerere să intre cu mine în discuții. Să vedem dacă reușește. Maria Marusic de la Ialoveni, născută de fapt undeva pe la Iedineț, Bălți, dar au abandonat-o părinții și a crescut la internat, mai ales la Hâncești și acum trăiește într-o locuință protejată la Ialoveni împreună cu alte fete, inclusiv cu Alina, despre care spuneam mai devreme și cu una dintre fetele care a comentat aici, dar am uitat cum o cheamă. Na, sper că nu se supără. O să-mi scrie mai des și o să țin minte numele. Acum nu mi-l amintesc. Maria, n-am reușit, n-ai reușit să intri, deci te mai invit o dată. Trebuie să ții telefonul pe orizontală și să pornești rotirea automată a ecranului. Poate de atâta nu-ți acceptă participarea, pentru că mi s-a mai spus și alte dăți când funcționa serviciul ăsta, că oamenii încercau să intre de pe verticală și de asta nu mergea treaba, nu se lipea. Trebuie să ții ca mine telefonul pe orizontală, să pornești rotirea automată a ecranului și abia atunci o să poți participa. Ia să văd eu de pe ăsta la telefon cum îmi arată acest live, eventual să văd dacă pot să intru și să văd dacă am butoanele. Da? Deci nu țineți așa telefonul, ci întoarceți-l și vedeți, asigurați-vă că s-a întors așa ecranul. Dacă am umplut ecranul, atunci puteți intra cu mine în discuție. Apăsați pe ecran și ar trebui să vă apară butonul de participare, dar eu nu-l văd. Probabil pentru că sunt tot eu, că dacă ați fi voi,
ar apărea butonul să participați în discuție. Eu nu-l văd. Dar în partea de jos a ecranului trebuie să fie doi omuleți și alte instrumente. Văd numai butonul de like și distribuie. A, ba da, eu sunt tot în situația voastră, pentru că eu transmit live pe pagină, nu pe... Dar nu văd așa instrument. Poate nu de pe orice telefon se poate, de pe asta poate nu pot participa. Nu-mi dau seama, nu știu. Asta e, dacă nu putem, nu putem, nu e obligator. O să găsim soluții când mă întorc la București, o să facem live-uri de pe... O să puteți participa în discuție cu, nu știu, Viber, cu orice. Deocamdată atâta putem, sunt condiții limitate. Am să încerc să o invit eu pe Maria. Da, ai zis corect de blocul acum. Acum Alina vrea să intre. Poate să încercăm cu Alina, dar Alina nu poate fi invitată în cadru. Dar de ce? Să ne cam făcut eu singur. Sunt normal. Da, Mariuța. Am făcut o singur de. Hai zic, ai intrat, bravo. Stai că nu te aud, că prind internetul rău. Dar puneți căștile. Sasha Croitoru zice, da, ai zis corect de blocul acum, ce se referă la Năstase, că el însuși și-a săpat groapa în mod politic. Și de băiatul. Însă nu te știu de mult pentru ceea ce lupți drepturile omului și puțin înțeleg Da. tactica ta, căci socot că ești nevoit să și ești la comandă pentru bani sau să strici imaginea cuiva. E, oamenii deja s-au convins de 20 de ani de când mă văd în viața publică că nu sunt obsedat de bani și nici de putere și cred că deja nu mai prinde nicio minciună despre mine. Hai, Maria, zi. Când fac Ai live, taman mă sună. ceva Mă vești de la... deranj. Stai Ai că ce... mă deranjează că Ina mă sună. Taman. Oprește, oprește apelul. Ai ceva vești de la Oameni, tu poliție? și de doar tare fac live, vorbesc cu tine în direct. Am prins întâmpinat-o, ei și nu știe. Ai Dar cum ceva mă vești? vezi? Ai ceva vești de la poliție după incidentul acela de la catedrală? Nu, n-am pânze, dar Dar ar trebui ai să am, fost dar văd odată că nu. chemată la calea ieșilor și ai fost audiat acolo în stradă. Mi-amintesc că am fost împreună, nu? Am fost, dar împreună, dar așa nu. Dar eu nu știu dacă am depus că sunt ei, că sunt dăi cablu, sunt cumpere. Sunt dăi. Alina, ia nu închid, te rog, ușa, că eu vă aud pe voi. Mersi. Păi da, ei Eu am rugat. dacă o să-l găsească... Ei, a, și eu am vrut să-ți spun de pașaport, l-am făcut, am dat azi, eu n-am știut că la Ioloveni este pandus. Ai văzut că eu am filmat așa și întrebam a cui mașini. Și tu mă întrebam niște oameni, dar unde se află secția de pașaport? Și alții tăi și eu și nu-mi spun eu, dar o femeie m-a ajutat și mi-a arătat unde și i-am spus mulțumesc. Păi da, Eu dar am crezut că și nu când mai cine mă întreb, și când întâlnesc. întreb, tot trebuie să întreb delicat, nu întreb, nu obligi pe nimeni să-ți spună. Rog, vă rog frumos, poate știți, unde e secția de Nu, pașapoarte, da, nu dar te eu strofolești asta la am oameni. Băi, unde e vrut, secția de da? pașapoarte? Nu, frate, nu fac așa ceva. Eu Bine. frumos întreb. Frumos. Deci, Șeca. au rampă Nu, la nu secția de știu, ar pașapoarte, trebui... dar sunt mașini parcate lângă rampă. Ar trebui ca să intervină, că am înțeles că m-am întâlnit cu Serghei Amu la McDonald's și el mi-a spus că vrea să depui plângere, vrea să mai ieși pe mine la proteste, că a zis că nici el nu are acces acolo să intre, că lui acolo îi place să duc la catedrală, la ce. Și el mi-a spus că nu-i dă voi acolo, ne deschide ușa și a zis că tu n-ai bani, nu poți plăti, acolo trebuie numai oamenii bogați. Dar eu și ce să fac dacă eu n-am bani? Nu știu, mă duc la biserică și eu am arătat, am prezentat. Acolo părintele nimeni nu ne spune așa ceva. Nu știu. Eu v-am propus De la mine nu se cere acolo. să vă adresați Consiliului pentru Egalitate, să constate discriminarea. Dacă vă adresați în doi, o să fie și mai bine. Nu, da, și mie e bine, da.
Dar pentru și dacă eu dar nu mă mai duc acolo, eu mă duc în altă parte. Dar mă vezi măcar că nu se vede. Camera la mine uneori, telefonul se întunică. Te văd, Maria, se vede bine. Se vede nouă ta cu afură. Asta e principal. Te lasă. Dar nu te da la cafura mea, lasă că e frumoasă. Păi frumoasă, mie-mi place da. Așa, cum și sunt. Place, da, bravo. Pentru mine. Nu știu, la alții nu le-a plăcut. O zis că parcă sunt băiet. Și nu mai fac așa. Și ceva. Rău băiet e minunat. Și băiet și fată, tot e minunat. Da, e rău. Ii, dar mie-mi place, pentru mine am ales. Corect, bravo, nu i-a ascultat pe alții. Șecă. Nu știu, a să vedem, a să aștept eu. Îi zvei în Moldova și o să ne ducem acolo. Și o să vedem. Bun, poți să aștept să vin eu, dar poți face o plângere online, nu trebuie neapărat să vin eu, mai ales că ai avocați care te asistă, ai Alexandru Cebanaș, care e foarte bun la prevenirea discriminării. Eu am, dar vezi că el are chestiile lui. Și eu când am depus o cerere, Ciobanul Ionașul nu a vrut să ne-l dăie. Uite să arăt încremit un dosar de la alt avocat, că a zis că deși anume pe el ai nevoie, că sunt alți avocați, dar eu n-am nevoie de alți avocați. Mie nu-mi place de alți avocați, mie anume de nu-mi place. Pentru că el știe mai bine oamenii cum se comportă, dizabilități, el înțelege, eu cu dânsul mai bine mă înțeleg și că mai bine. El explică clar și diplomat, fără așa ugrăjeni. Înțelegi? Dar înțeles. Alții nu știu cum sunt. Ia ca Ana, dă-i noroc la Ana. Dă-i noroc. O vezi? O văd. O vezi pe Ana? O văd pe Ana, da. Dă-i noroc. Și e că șai. Înțelegi? La noi încă nu s-a făcut pandus. Trebuie să fac pandus. La noi unde? La el. Păi unde la Ialoveni? Tot în biserică. Taman la Ialoveni ai fost azi la birou de pașapoarte și este rampă. Doar că mai parchează mașinile în față. Povestesc că... Nu, da, dar ce să-i faci? Oamenii educați, ni diplomați. Chem poliția, îi amendează odată de două ori și o să învețe. Așa-i. Dar pe poliția, dar n-am dovedit să-i chem pentru că eram cu treabă. Da, principal o văzut. O suni. Da, o suni dacă n-ai deja la carță l-am... A fost o sun. Frate, dar video și care ți-am trimis să-l publici pe internet. Te rog. L-am publicat deja, este pe Curaj TV. Tu știi, bravo, dar eu nu l-am văzut. Dar tu știi că mulți oameni care vorbesc cu ei, mi scriu că știi și te apreciază. Cum spune clasuri, nu toți. Mă bucur. Și unii persoane. Mă bucur, mulțumesc. Da. Dar eu când ești în live, eu des să te privesc. Mă bucur. Bravo, apoi să mă uit ce o să o distribui. Ne-am înțeles. Șeca. Dacă am vorbit azi cu tine, eu până joi n-as mai pot vorbi. Ok. Poate joi să fie ocupată. Mă auzi bine sau nu? Te aud bine, da. Joi e ajunul Crăciunului sau nu sărbat? Nu știu, dar eu te aud parcă prin... Ce? Crăciun, nu sărbați joi, în ajunul Crăciunului, nu sărbați? Da, sărbăm, ne-am plănuit, facem, dar eu am plănuit niște mesaj pentru Irlanda, că e sărbătoarea asta. Au început unii și moldovenii sărbătorească, românii, eu am pregătit pentru tine un mesaj tot frumos ca felicitare. De-a mai zis, vii Moldova, să-l dau. Nimeni e felicitare, nu știu, ți-ar plăce, nu? Dar știi că eu sateu și nu serbez chestii religioase. Iată, am serbat ieri solstițiul de iarnă, dar Crăciunul nu-l salvează. Ei, dar păi la români, nu? Știi dacă e la români. Și nu ții cu românii. Știi dacă țin cu românii, dar nu serbez chestii religioase. Mm-hmm. Bun, Maria, mulțumim pentru intervenție. Bun, frate, da, prinde rău, eu pe silabi te aud. Am înțeles, îmi pare asta? Rău, da. Eu nu te aud așa clar. Am ei, înțeles. Nu știu, poate la mine așa internetul. Poate că și la prinde mine, aici. Pare rău. N-are cum, tu când vorbești, se aude foarte clar. Ia uite, Alina, frate, stai să-ți dai noroc. Alina, ia dai norocul, fratele. Salut, Alina. Ți-a zis hello. Hello, hello în da. engleză.
Dar Palina tot te urmărește. Eu dacă nu sunt fira pe ea, ne spunem așa, ți-a ieșit frate, uite-ți că eu mă uit. Și că nu i-a zis, nu te urmăresc. Mă bucur. În toate zile. Și când ești singur tot, ți distribui live-uri, îmi place. Și că... frate, stai alea, că nu te du departe, eu am o întrebare de la tine. Tu ai spus nu știu ce acolo, că vrei să fii cu echipa sau dacă te-a primit echipa, da, da? Sau și ei acolo, nu te... Stai felice că-ți dau voi. N-am înțeles. Și-ai spus tu acolo. Nici n-ai să înțelegi, Marie, pentru că nu-i clară situația. Când o să fie alegerile și cine și cu cine o să candideze și tot așa. Dar ce nu-i clară? Pentru că așa e situația neclară în Republica Moldova. Nu da, dar eu am înțeles, da. Dar tu ai spus că vroiei cu da sau și vroiei acolo. Asta da. Doi ani în urmă am încercat să candidez împreună cu da. A, cu blocul. Și acum tot vrei așa. Cu blocul acum. Și acum tot vrei așa. Cu blocul acum. Dar acum nu. Nu vreau cu da. Nu, nu, nu. Eu vreau să fie așa cum ești. Bine, curaj, Măriuță. Tăvăr, să depinzi singur de tine, să nu depinzi de cine mai este, de Olaru, de Eșanu. Chiar că acum Eșanu, dă să-ți mai spun așa clar în public, să mă audă tot poporul. Este un video, dacă să-l găsesc, ca să-l declar. Mă consider pe mine bețvan, nu știu cum fumător, și eu mă duc la barul și mă distrez, de aia îți văi omulețule, tu ai dacăzate, ai video, dar este un polițist care ține tare mult la mine și îți Maria, dacă te deranjează omul ăsta, spune că vii la mine și depunem o plângere, îmi stai că îl mai dau pași. Și am mai văzut la un live tot tare mult cum îl asta, Maria Olaru, îl critic pe Vasea Costiuc, n-ar trebui. N-ar trebui să ocupi cu așa ceva. Fiecare trebuie să ocupi cu chestii lui. Pe Vasea Costiuc și eu pot să-l critic pentru că deseori sare calul și spune chestii care nu trebuie spuse în spațiu public. Ei, sorry, n-am vrut, dar eu în public, las-mă aud, asta nu-i secret. Eu o spunem și la eu despre Vasea Costiuc zic. Direct. Eu despre Vasea Costiuc zic. O să-l critic și eu de câte ori o să-l văd că incită la ură și la violență. Și la ilegalități o să-l critic. Da, deși? Păi stai, dacă, da, deși, frate? Păi dacă îndeamnă să-i scoți furca, să bagi furca în oameni și tot așa, și asta e bun? Și asta e legal? Nu. Păi? Nu. Și el în ultimele câteva live-uri a incitat oamenii nu doar să iasă la protest, dar să iasă cu țite, cu topoare și cu furci și să omoare deputați și miniștri. Asta e penal. Bun, Maria, hai văd că e înghețat, înseamnă că nu prea ai conexiuni, ești tu. Nu, s-a închis. Și n-am înțeles. Mă tem că ai tu... Zic o dată. Mă tem că ai tu probleme cu conexiunea și de ce mă auzești pe mine prost. Sper că eu mă aud cât de cât acceptabil. Mă întreabă Sasha Croitor care e scopul pe viitor, căci păcat, adică te-aș vedea într-un parlament măcar ca deputat. Da, ce altceva poți mai fi în parlament dacă nu deputat? Ministrii sunt guvern, de exemplu, dar eu am candidat pentru orice altă funcție publică și în Consiliul de Observatori și în Consiliul de Nediscriminare. Și n-am fost acceptat. Ionel Belecciu îl întreabă pe Igor de ce nu merge în Partidul Aur. Nu știu de ce Igor nu merge în Partidul Aur, dar poate că nu vrea să se asocieze cu extremiști, cu oameni care strigă jos Botnița, afară evreii din țară, să omorâm țiganii și tot așa, tot felul de tâmpenii din ăștia. Dacă nu ești creștin, ești antiromân și altfel de tâmpenii. Poate omul nu vrea să se asocieze cu un partid extremist, neonazist, neolegionar. Un om ca tine ar fi ideal în Parlamentul la București sau Chișinău. Vasile Costiuc este un haiduc. E păcat să-l critique cineva. Credeți-mă, haiducii nu sunt perfecți. Și un haiduc ca Vasile Costiuc sau iată ca Florin Călinescu, președintele Partidului Verde, e capabil să spună și chestii greșite cu care eu nu voi fi de acord și pe care le voi critica fără jenă.
Nici eu nu sunt perfect și probabil fac și eu greșeli. Uneori când le înțeleg, le accept, le recunosc și le regret, în cazul ăsta al extremismului, al xenofobiei, al drepturilor omului, mă consider expert și cred că am dreptate și mai ales am dreptul să spun și să critic. Pe cealaltă că te sună când ești în direct și acum mă suni și tu pe mine. Pe de altă parte, e cam timpul să închei. Nu știu la cât am început, dar probabil vorbesc deja de vreo oră. Ionel Belecciu, nu vrei să intri și tu în emisiune să vorbești, că te văd activ și cu păreri bune. Ah, dar nu e de pe telefon, e de pe computer. N-am văzut pe nimeni în lista aceea pe care se pot invita să participe în discuție. Eu cred că și România și Republica Moldova au nevoie acum nu de haiduci, ci au nevoie de cetățeni exemplari, corecți, principiali, curajoși, care au curiozitatea să citească legi și norme internaționale ca să afle despre drepturile lor și ale altora, după care să ceară, să revendice aceste drepturi în stradă, în instanțe de judecată, cu petiții trimise prin poștă sau înregistrate la cancelarea instituțiilor cărora se adresează. După care acești oameni să se implice în viața politică, în viața publică, să candideze ei înșiși sau ele însele pentru funcții publice la nivel local sau la nivel național, eventual nu neapărat la alegeri, ci și la concursuri pentru funcții publice, să ceară ca funcțiile publice să fie scoase la concurs. Și în felul ăsta să asigurăm funcționarea statului democratic, stat de drept, care se bazează nu doar pe instituții de stat și nu doar pe legi, ci și pe oameni activi. Așadar, nu ducem lipsă de haiduci și nici nu prea avem nevoie de haiduci, a trecut vremea lor, avem nevoie de cetățeni. Eu mă consider unul dintre aceștia. Cred că pot să-i ajut și pe alții să vină pe calea asta a cetățeniei active, implicate, curajoase. Vă invit în asociația Hyde Park. Ne găsiți pe Facebook și pe blog Hyde Park Moldova, dar e o organizație virtuală, internațională, poate participa oricine de oriunde și avem acum membri și membre din toată Europa, nu zic de mai departe. De asemenea, vă invit în Partidul Verde, dacă vreți. De asemenea, vă invit să aderați la orice alt partid, dacă vi se pare bun, și să încercați să-l faceți mai bun, inclusiv Partidul Aur sau cel declarat noua dreaptă, România Mare și tot așa. USR Plus, PNL, PSD, încercați să faceți acele partide mai bune, mai corecte, mai principiale, măcar conforme cu statutul lor, că cel mai des statutul partidului e bun, e european, e civilizat, dar comportamentul membrilor e unul lamentabil, inadmisibil, deseori certat chiar cu legea. Atunci întrebarea e, pentru ce lupți tu, Sasha Croitoru? Credeam că în această oră de monolog și discuție s-a înțeles. Lupt pentru drepturile omului, pentru supremația legii, pentru egalitate de șanse, pentru funcționarea instituțiilor statului. Eu te apreciez că om, ai făcut multe pentru mulți, după părerea mea, meriți în Parlament, este nevoie de oameni ca tine. Pentru Vasile, aceeași părere. Ionel Belecciu, și eu am păreri bune despre Vasile Costuc, dar cred că deseori sare calul și iată excesele lui din ultima vreme sunt chiar în contradicție cu legea penală și să aibă grijă, Vasilică, că aș putea să fiu chiar unul dintre cei care să-l denunțe organele de drept pentru incitare la încălcarea legii. După cum vedeți, nu sunt revoluționar, sunt mai degrabă un adept al evoluției și al echilibrului în societate și al schimbărilor temeinice spre bine prin schimbarea legilor și prin implicarea cetățenilor.
Dacă v-am convins, veniți alături de mine. Dacă nu, haideți să concurăm, să vedem ale cui idei sunt mai bune. PSD, PNL, USR, UDMR, să nu aud, zice Ionel Belecciu, și eu îl informez că va trebui să audă, pentru că aceste țări, aceste partide formează acum, iată, ieri au depus jurământul, formează pentru următorii 4 ani Parlamentul Legislativul bicameral al României. Deci aceste partide reprezintă societatea românească. La fel cum reprezintă și partidele din Parlamentul Republicii Moldova, care stârnesc supărarea multora, dar totuși au fost alese legal și sunt reprezentative. Dacă reușim să obținem alegeri anticipate, o să încerc să particip și eu la alegeri. Sper să mă votați independent sau pe lista vreunui partid, bloc politic și sper să ajung în funcții în Parlament, dar nu mă pierd fără funcții, după cum vedeți, mă descurc și fără. Noroc!